Pacea Domnului tuturor! Așa cum spuneam la începutul programului de astăzi, în programul de închinare, Sfânta Cină are doi piloni, să zic așa, două momente. Este momentul actului umiliței pe care cu toții ne-am bucurat și am urmat exemplul Domnului Hristos, înțelegând aici iubire, iubirea lui Dumnezeu, înțelegând aici o chemare la iertare, la împăcare, înțelegând aici o chemare la renunțare, la mândrie și la egoism, la umilință. Și am înțeles că pentru a îmbrăca haina neprihănirii a curăției Domnului Hristos, trebuie mai întâi să dezbrăcăm haina mândriei și a egoismului. Momentul al doilea este momentul acesta când ne vom împărtăși cu simbolurile trupului și a sângelui Domnului Hristos. Stând în fața acestei mese pe care Domnul Hristos a instituit-o și a dat-o bisericii și a dat-o nouă ca comemorare a jertfei, a mântuirii pe care El ne-a dat-o, prima dată când a stat cu ucenicii, Domnul Hristos a subliniat importanța aceasta prin cuvintele, prin versetul 15. Domnul spune: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima. Domnul Hristos exprimă dorința arzătoare și spune: atâta mi-am dorit să mănânc cu voi. Atâta mi-am dorit să stau cu voi la masă. Și așa cum a spus ucenicilor, ne spune și nouă astăzi: îmi doresc să stau cu voi la masă. Este plăcerea mea să stau cu voi la masă. Și în cartea Apocalipsei ne spune și continuă să spună: stau la ușă și bat pentru că vreau să cinez cu voi. Este dorința fierbinte a Domnului Hristos, al lui Dumnezeu, de a sta cu omul la masă. De ce își dorește atât de mult Dumnezeu să stea cu noi la masă? Pentru că noi le-am scos afară de la masă. Le-am dat afară de la masă noastră. Când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu i-a spus ce să mănânce și cum să mănânce și cum dorește El ca Dumnezeu să facă parte din tot. Fie că mâncați, fie că faceți altceva, totul este în Dumnezeu și de la Dumnezeu trebuie să fie. Însă a fost un moment nenorocit, nefericit, în care omul, Eva și Adam l-au scos pe Dumnezeu de la masă. De la masa lor, mâncând fără Dumnezeu. Iar ca urmare a acelei mese din grădina Edenului, de atunci omul este scos de la masa omului. Iar Dumnezeu a venit în lumea noastră prin Fiul Său ca să stea la masă cu noi. Și spune ucenicilor: am dorit mult să stau la masă cu voi pentru că eu pot să vă dau ceea ce nu vă dă nimeni. Când eu sunt la masă cu voi, eu pot să vă dau viața. Eu pot să vă dau iertarea, împăcarea, mântuirea. Dacă omul ar fi stat la masă cu Dumnezeu, s-ar fi bucurat de viață, de eternitate, dacă nu l-ar fi scos pe Dumnezeu de la masă. A existat momentul acela, de la pomul cunoștinței binelui și răului, în care omul l-a scos pe Dumnezeu de la masa sa. Și de atunci vorbim de masă fără Dumnezeu. A fost o masă în Eden, așa cum am spus, în care Dumnezeu a fost scos de la masă. Mai poate omul astăzi sau omul astăzi continuă să mănânce fără Dumnezeu? Se întâmplă să mâncăm fără Dumnezeu? Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 34, ne spune că atunci când mâncăm prea mult, dar ne îmbuibăm. Când mâncăm mai mult decât ne trebuie, mâncăm fără Dumnezeu. Zice, luați seama la voi înși vă să nu cumva să vi se greuie inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Când mănânci prea mult, mănânci fără Dumnezeu, ce e mai mult?
Da, putem să mâncăm fără Dumnezeu. Cum să faci să rămânești prea mult? Isaia, capitolul 58, versetul 7, de soluția. Împarte-ți pâinea cu cel flământ. Adică dacă e prea mult la masă, două jumate și atâta mâncă, jumate. Ca să nu se întâmple lucruri nefericite. Și atunci lucrurile pot să fie în regulă și în rânduială. Mănâncă cu Dumnezeu două jumate. Și Dumnezeu ne ferește de să ne schimbăm hainele. Când mănânci fără să mulțumești. Da, când te așezi la masă fără să mulțumești, mănânci fără El. Nu-L mai recunoște Dumnezeu ca fiind Cel care ți oferă. Ne grăbim, nu ne mai rugăm. Cam așa. Mănânci fără El. Putem să mâncăm, și lista poate continua, când mâncăm ce a zis Dumnezeu să nu mâncăm. Pornind de la exemplul din Eden, mâncăm fără Dumnezeu. Putem continua pe lista aceasta. Putem mânca hrană duhovnicească fără Dumnezeu? Domnul Hristos spunea, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu apă, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Putem să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu fără Dumnezeu? Se poate? Hrana fizică putem să o mâncăm fără Dumnezeu. L-am scos din Eden și continuăm de multe ori prin modul în care mâncăm sau ce mâncăm sau ce facem să-L scoatem afară pe Dumnezeu de la masa noastră. Deși El stă la ușă și bate, El ar vrea să facă parte din familia și să fie prezent la masa noastră. Însă hrana spirituală putem să o mâncăm fără Dumnezeu? Da. Poți mânca hrană duhovnicească fără El. Mănânci fără Dumnezeu când mănânci fără să ierți. Când nu reușești să ierți și să te împaci cu Cel care ți-a greșit. Mănânci fără El. Citești Scriptura, te rogi, la biserică, te împărtășești cu simbolurile Sfinte, dar e fără El. Iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne cerem iertare, ne rugăm pentru iertare, dar e fără El. El nu ne dă iertarea pentru că stăm la masa duhovnicească neîmpăcați. Să vă iertați unii pe alții, spune Domnul Hristos. Când nu ai reușit să te împaci cu cel greșit, mănânci fără El. Matei, capitolul 5, versetul 24, ne spune că atunci când mergi la altar, când mergi la închinare, când mergi să te hrănești duhovnicesc, da? Și ți-aduce aminte că cineva are ceva cu tine. Ce zice? Lasă jertfa, lasă închinarea și du-te și rezolvă problema. Că dacă nu, ce se întâmplă dacă nu mă duc să-mi rezolv problema? Și eu continui să aduc jertfa. Ce se întâmplă? Mănânc fără El. El nu e acolo. Te închin fără El. Isaia, capitolul 58, vorbește despre post fără El. Voi postiți, dar iar răbdare de foame. Și zice, iată postul. Adică închinarea, hrănirea duhovnicească, cum ar trebui să fie. Mănânci fără El când mănânci fără să ierți duhovnicește. Mănânci fără Dumnezeu când participi la această masă sau la masa duhovnicească a Cuvântului lui Dumnezeu. Să vrei să stai, să te hrănești ca El să-ți vorbească și să spunească sufletul. Mănânci fără El când... 1 Corinteni, capitolul 11. Vorbind în contextul cinei Domnului. Capitolul 11, versetul 28. Spune, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Mănânci fără El când nu te cercetezi.
Pe cine? Pe cine să cercetezi? Pe sine însuși. Noi cercetăm și ne place să cercetăm, dar de atât de multe ori cercetăm pe ceilalți. N-am găsit în Scriptură că să-i cercetăm pe ceilalți. Da, apare într-un singur loc în care spune să cercetăm pe săraci și pe văduve, adică să nu fiți înșelați. Nu cumva să se dea că săraci, că văduve și să profite de pe chestia asta. Fiți atenți. Să nu încurajați lenea și înșelăciunea. Însă cercetați-vă pe voi înșivă și așa să mâncați pâinea aceasta. Când mănânci fără să te cercetezi, mănânci fără el. Galateni capitolul 6, versetul 4. Spune, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Mănânci fără el, fără Dumnezeu și el stă în afara mesei tale duhovnicești când mănânci fără să ierți și fără să te cercetezi. Ce mult ne place să-i cercetăm pe alții. Prea mult. Spunea Andrei o ilustrație și mi-a plăcut mult cu brutarul care a făcut înțelegere cu ciobanul să-i dea o pâine de un chil pe o bucată de brânză de un chil. Și după un timp, brutarul îl ia și cheamă la judecător pe cioban și îi spune, ciobane, mă înșel! Bucata ta de brânză are doar 800 de grame. Care ciobanul spune, domnul judecător, eu iertați-mă, dar eu știți, n-am greutăți, n-am greutăți de un kilogram, e greu și folosesc pâinea brutarului, o pun în taler și dă egal, aia-i brânză. N-aveam de unde să știu că pâinea lui are doar 800 de grame. Atât de greu, atât de repede sărim la judecată. Nea? Înșelat, a greșit, să plătească. Însă Domnul spune, cercetează-te pe tine, vezi bârna din ochiul tău, vezi tâlcul de telegraf și lasă scama din ochiul celuilalt. E ușor să cercetezi pe altul. Însă Domnul spune să ne cercetăm singuri. Să verificăm bârnele din ochii noștri. Iisus vrea să stea la masă cu noi și spune, mi-am dorit mult să stau la masă cu voi. Îmi doresc mult să stau la masă cu voi. Primiți iertarea și oferiți iertarea. Înfăcați-vă. Cercetați-vă inimile. Eu stau la ușă și bat. De ce își dorește Domnul să stea la ușă cu noi, la masă cu noi? Domnul ne spune și nouă astăzi, îmi doresc să stau la masă cu voi, să fiu prezent în viața voastră și să vă binecuvântez, să vă dau viață, mântuire, iertare, dragostea lui Dumnezeu. El a venit și ne-a căutat din dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. El a făcut tot și a dat viața pentru noi. Să știți de ce își dorește Dumnezeu atât de mult. Noi l-am scos de la masă din grădina Edenului. Apoi el a venit să ne caute și vrea să continuă să-și ceară voie să stea la masa noastră. Pentru că pregătește și el o masă. Și ar vrea ca la masa din ceruri să-i invite pe toți cei care l-au primit la masa lor. Acea masă care nu se va chema cină, pentru că în ceruri nu va fi noapte. Domnul vorbește despre o masă pe care o pregătește și în care vrea să fii și tu și eu, să fim cu toții. Acolo El ne va servi. Ne va servi cu frunzele care va vindeca toată suferința pe care
frunzele pomului vieții, care va vindeca răul și durerea din inimile noastre. Ne va servi cu fructele pomului vieții, care ne va întineri și ne va da o viață eternă, viață fără sfârșit. Acolo El ne va servi. Însă, ca să ne poată invita la acea masă, este nevoie ca astăzi să deschidem ușa și să-L primim pe El, la masa noastră. Să ne cercetăm, să iertăm, ca El să poată să intre. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Adică îi voi da ce are nevoie. Ucenicii care erau în drum spre Emaus erau speriați, îndurerați, triști, cu poveri. Când Iisus este chemat, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe, însă spune sora White că descoperind episodul acela, atât și-ar fi dorit ca să fie chemat și s-a făcut că merge mai departe, dar aștepta chemarea lor. Și ucenicii spun, rămâi cu noi. Și acolo la masă s-a descoperit. Le-a dat binecuvântare, le-a dat speranță. A fugit frica de la ei. Le-a dat tot ce aveau nevoie. Ce vrea Iisus să facă pentru mine și pentru tine astăzi? Poate că ai inima împovărată. Poate că ai o teamă. Poate că ai o frică. Poate că te confrunți cu o situație dificilă. Poate că ai întrebări la care nu ai răspuns. Iisus ar vrea să stea la masă cu tine. Îl vei invita? Mi-am dorit mult, îmi doresc mult să stau la masă. Și după șederea aceasta la masă cu tine, în care El va împărți pâinea și sângele Său și îți va fi binecuvântare și mântuire, El cum se obișnuiește? Dintotdeauna a fost așa. Când eu primesc oameni, după ce ne bucurăm în casa mea împreună, ce urmează? De multe ori, când oaspeții merg spre pleacă, spun, ei, să veniți și voi pe la noi. Și se face o programare și apoi se întoarce vizita. Iisus vrea ca să-i întoarcem vizita, să stăm la masa Lui. Dar deocamdată așteaptă la masa noastră. Îl vom primi în funcție de ușa care se va deschide sau va rămâne închisă. Vom auzi chemarea la masa Lui și ne vom bucura cu El la masă. Îmi doresc ca fiecare dintre noi, cei de aici, să stăm la masa Lui. Amin? Bunule Tată din ceruri, mulțumim pentru acest popas, mulțumim pentru Domnul Hristos și mulțumim pentru jertfa de la Golgota. Mulțumim că astăzi am putut să ne amintim din nou de iubirea Ta. Îți mulțumim că ne-am întâlnit cu Tine și prin Duhul Sfânt ne-ai chemat la iertare, ne-ai chemat la jertfire, la slujire, la umilință, la smerenie. Doamne, dorim să ne cureți de eu și de mândrie, de răutate și de păcat. Și, Doamne, ajută-ne ca la rândul nostru, cercetându-ne și descoperind tot ceea ce nu a fost și nu este în viața noastră rânduială cu Tine. Să ne dorim ca prin puterea care vine de la Tine să renunțăm la păcat și să Te primim de Tine în viața noastră. Dorim să stai cu noi la masă și să fii Cel care să frângi pâine, să fii Cel care să ne oferi vinul most ca simbol al trupului și al sângelui Tău care a fost răbolbătat. Și să fim cu toții binecuvântați de Tine. Doamne, dorim ca să Te chemăm la masa noastră și în fiecare zi acasă. Atunci când deschidem cuvântul Tău, ajută-ne ca să avem inimi pline de iertare, pline de bunătate, inimi care să fie alimentate din Tine prin Duhul Sfânt și să fim canale ale dragostei și ale adevărului Tău către lumea aceasta din jurul nostru. Doamne, îți mulțumim că ne asculți. Dorim ca să ne binecuvântezi pe toți și să primești consacrarea noastră de plină prin Domnul Iisus Hristos. Amin.